Cu adevărat, dimineața aceasta e una binecuvântată de Domnul, în care am simțit prezența Domnului între noi și pentru toată părtășia frumoasă de până aici și pentru toată părtășia de aici până la finalul slujbei, merită să spunem cu toată adunarea, lăudat să fie Domnul. Amin. Dragii mei, urmează acum să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur și pentru cei care în dimineața aceasta sunteți aici, aseară probabil din motive obiective n-ați putut lua parte la părtășie. Vă salut și vă binecuvintez și pe dumneavoastră și vrem în timpul aferent, până la ora 12, să învățăm câteva lucruri care să ne prindă bine pentru viața de credință și Dumnezeu să ne binecuvinteze. N-am să mai citesc alt cuvânt, o să rămân la primul cuvânt citit în dimineața aceasta. Reamintesc pentru cei care au ajuns poate mai târziu, s-a deschis dimineața aceasta cu Psalmul 19. Și în mod special, Dumnezeu m-a ajutat și m-a călăuzit ca să rămân asupra a două versete pe care vreau să le recitesc din acest psalm, respectiv versetele 5 și 6, unde David, inspirat și călăuzit de Duhul Domnului, spune următoarele cuvinte: și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz, răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt, nimic nu se ascunde de căldura lui. Amin. Este o poezie compusă de fratele Traian Dorz, care se intitulează Învață de la toate. Să știți că noi avem de învățat. Avem de învățat uneori de la lucruri pe care nu punem preț. Știți, Domnul Iisus, în Evanghelia după Matei, la un moment dat în capitolul 6, ne provoacă să învățăm de la păsări și de la flori, de la crini. De exemplu, în versetul 25, spunea Mântuitorul: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca, oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Întrebare, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi versetul 28: și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Țin minte și acum, nu pot ca să uit, căsătoria mea cu a soției, momentul când ne-am căsătorit, în urmă cu 29 de ani și jumătate. Dacă Domnul ne ajută, peste puțin timp vom împlini 30 de ani de căsnicie. Ne-am căsătorit, era atunci toamna și imediat a venit frigul, a venit iarna
Și atunci m-am uitat într-o zi, a fost cea mai grea iarnă, 95-96. Zăpada rea la Suceava o ținut până prin mai, undeva prin 96 mai, 1, 2, 3 mai, încă era zăpadă. 2 metri, 2 metri și jumătate, pe alocuri 3 metri. Și într-o zi am văzut un stol de păsări care cântau așa foarte bucuroase. M-am uitat la ele, n-am văzut nicio urmă de îngrijorare. Nu erau păsări îngrijorate, m-am întrebat, oare ce mănâncă vrăbile astea de liardi să cânte așa tare? Ce mănâncă ele? După ce au cântat un set de cântări așa, și la zbor, o zburat peste graj, s-a dus în grădină, unii credeți că s-a dus stolul acela de vrăbi, exact la hambarul meu de porumb. S-a băgat acolo, fain, a intrat, a mâncat bine, după ce a mâncat bine, s-a dus la păsuri, a băut apă, după aia a venit în față, în curte, politicoasă vrăbile, și-a mai cântat un grupaj de cântice. După aia s-a dus. Și în fiecare zi repetau, cât a fost iarna, cât a fost zăpada mare, n-am văzut la ele nicio urmă de îngrijorare. Ei, când a venit primăvara, mi-am dat seama că au ieșit din iarnă și ele și eu. Ce-i drept? Eu cu mai puțin porumb. Ei, Domnul Iisus vine și spune, învățați de la ele. Ce să învățăm de ele? Să nu ne îngrijorăm. În dimineața asta suntem provocați ca să învățăm de la soare. Oare avem ce să învățăm de la soare? E drept că azi nu prea-l vedem soarele. E nourat afară. Am văzut asta și azi dimineață. Dar atunci când este, suntem provocați ca să învățăm. Pentru că David spune aici, vorbește despre soare. Și Domnul mi-a pus pe inimă ca să am un mesaj pe care l-am intitulat 4 lucruri pe care le învățăm de la soare ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Primul lucru, versetul 5, soarele ca un mire care este din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui, știți cu ce, cu bucurie. Primul lucru pe care îl învățăm de la soare este acesta. Soarele este aducător sau purtător de bucurie. Doamne ajută-ne și pe noi. E adevărat că soarele când apare aduce bucurie? Aduce bucurie și pentru plante. Aduce bucurie și pentru păsări. Dimineața sunt unele păsări care cântă atunci când apare soarele. Dacă pe timpul nopții se odihnesc, când răsare soarele, păsărelele cântă. De ce cântă? Îs bucuroase că a venit soarele și a trecut noaptea. Există flori care pe timpul nopții au petalele închise. Și când apare dimineața soarele când răsare, își deschid petalele, își exprimă bucurie, nu? Avem noi această plantă din care se face ulei, care se numește cum? Floarea soarelui. E adevărat că și seamănă cu soarele, dar această plantă întotdeauna caută soarele. Se rotește efectiv după soare, de asta e numit așa, și în felul ăsta își exprimă bucurie. Cu siguranță, dacă nu se bucură de soare cineva, există o singură categorie care nu se bucură de soare, și anume leneșii. E și o cântare care le place la mulți, leneș, e o minune când soarele apune. Dar oamenii harnici când apare soarele, îs bucuroși. Că merg la lucru. Lăudați să fie Domnul. E, dragilor, așa cum soarele aduce bucurie, purtător de bucurie, că nu-i soare, e tristețe. Știu că am fost odată în Irlanda, la Dublin,
Am stat 2 săptămâni. Vă mărturisesc că n-am văzut în 2 săptămâni soarele. Eu le-am și zis la urmă, la frază, băi, eu aici n-aș sta, cu tot câștigul care îl câștigați voi, cu toate condițiile, să ploaie 2 săptămâni și numai nori, într-una, 2 săptămâni. Pur și simplu mi-era dor de soare. Când am venit acasă, am stat așa să mă bucur de lumina lui și de razele soarelui, pentru că e grozav. Dincolo care beneficii, nu? Vitamina D, care luăm de la soare. Cei de acolo trebuie să iei tratament. Trebuie să ia vitamina D, pentru că nu-i soare. Nu puțini oameni în țările acelea ajung în depresie. Pentru că înțeleg să nu vezi, să fii numai întunecat, așa, să fii numai o vreme mohorât, parcă nici n-ai chef de viață. Ce frumos e că Dumnezeu ne-a așezat aici și ne scaldă în razele soarelui. Lăudați să fie Domnul! Ei, așa cum soarele îi purtător sau aducător de bucurie, tot așa și noi, copiii Domnului, trebuie ca să fim purtători de bucurie și să aducem bucurie. Prezența noastră, acolo unde ne ducem noi, trebuie întotdeauna ca să ducem bucuria Domnului, bucuria mântuirii. Doamne ajută-ne! Întrebarea în dimineața asta pe care mi-o pun eu în dreptul meu și dumitale în dreptul dumitale. Ești purtător de bucurie? Acolo unde ajungi, acolo unde scalcă pașii, duci bucuria? Trăim într-o lume tristă, pentru că nu există bucurie fără prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Bucuria noastră adevărată este Domnul Iisus Hristos. Și asta spune într-un psalm, nu? Psalmul 73, că pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul Dumnezeu. Cu cât te apropii mai mult de El, cu cât ai o relație mai strânsă, mai apropiată, cu atât ești mai plin de bucurie, pentru că adevăratul nostru soare, soarele neprihănirii și dreptății, este Domnul Iisus Hristos. Dincolo, în patria de sus, de care am cântat așa frumos, în Noul Ierusalim, dacă vă uitați în Apocalipsa, acolo nu o să mai lumineze soarele ăsta, luminătorii ăștia pe care avem, pe care tot Dumnezeu i-a creat, ci acolo ne va lumina însuși Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar până atunci, în lumea asta întunecată, pentru că lumea asta e întunecată, lumea asta zace în cel rău, suntem chemați noi, eu și cu dumneavoastră, ca să ducem bucuria cerească, să ducem bucuria Domnului. Doamne ajută-ne! Tot ce facem noi, să știți, tot ce facem noi, trebuie să facem cu bucurie. În Psalmul 100, e scris ceva frumos aici, găsim, e un psalm scurt, și uitați-vă ce spune psalmistul, citez de la primul verset. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu ce? Cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut. Ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Ce ai adus în dimineața asta aici? La casa Domnului. Că unii aduc întristări, unii aduc nervi, și uneori vrem ca să fie o slujbă așa reușită, să fie... Păi, fraților, o slujire pe care nu o facem cu bucurie nici nu-i primită. Degeaba ești ca să dai îndemn dacă nu dai cu bucurie. Îl dai așa trist, alehamit, așa silit. Mai este câte un frate care vine așa și are câte o față așa posomorât, așa și supărat așa pe viață, supărat și pe el, dar și pe alții. Așa? Și zice, fraților, nici n-am vrut ca să vin aici. M-au pus, frații, cumva l-au împins, așa, l-au silit, așa. Păi, frate, nu mai du-te în bancă.
Pentru că noi tot ce facem pentru Domnul, trebuie să facem cu bucurie. Altfel nu-i primit. Cine dă sau cine face milostenii, citim în Romani, în capitolul 12 cu 8, s-o facă cu bucurie. Că și Domnul Iisus tot ce a făcut pentru noi, a făcut cu bucurie. Și pentru bucurie, pentru bucuria ce era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu. Și noi spunem în dimineața asta, glorie Domnului Iisus. Trăiască Domnul în veci. Sigur că noi ne plângem așa și frate, e greu, mai întreb așa, frate, cum e, cum mai sunteți? Că e o întrebare care trebuie să o pui, nu? Când te întrebi cu cineva și vezi așa că zice, ca pe pământ, frate. Dar ce e pe pământ? 3 mașini în curte, așa? Roșu la față, haine bune, ce e pe pământ? E adevărat că mai avem anumite necazuri, dar Iacov vine și spune, noi ne bucurăm și în necazurile noastre. Pentru că necazul, știți ce aduce? Răbdare. Lăudat să fie Domnul. Și avem nevoie. Păi imaginați-vă cum au trăit înaintașii noștri. Aminteam de Traian Dorz. Grupul sau corul de la Voitinel o vizitat pe fratele Niculiță Moldoveanu, pentru că dumnealui a trăit ultima parte a vieții la Sibiu. Și o povestit așa de ani de pușcărie, pe timpul comuniștilor, ce-o suferit. Și povestea prin câte greutăți au trecut, prin câte încercări, și cum erau chinuiți în temnițele comuniste. Și interesant e că după fiecare chin și tortură și bătaie, Dumnezeu le dădea câte o cântare. Dădea câte o cântare așa și o scria pe săpun. Erau calupurile alea de săpun mari. Cântarea, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ce uită-te la cer, acolo primit-o. Și o scria pe săpun. Cer senin, care cântă corul, cer senin, de lumină tu ești plin, tot acolo s-a născut. Și-o zis, o scria pe săpun, după aia spăla, după altă tortură, iar mai primea o cântare. O venit vremea în care se rugau amândoi și spuneau, Doamne, fă să ne mai bată ăștia încă o dată, ca să ne mai dau o cântare bună cât se merită. O bătaie bună, o cântare bună. Când o ieși din pușcărie fratele Niculiță Moldoveanu, și-o amintit 402 cântări, care le-au pus în harfe apoi și să cântă în vremea asta și probabil până când va veni Domnul. Dar au făcut-o cu bucurie. Vă dau un alt exemplu din Noul Testament, din Fapte, din capitolul 16, Pavel și cu Sila, la chemarea Domnului, prin acea vedenie pe care au văzut-o, treci la noi în Macedonia și ne ajutați, să ducă în Filipi. Acolo era o femeie, o slujnică ce avea un duh de ghicire, spune Scriptura. Și care se ținea după ei, după Pavel și după Sila. Și striga după ei. Acum ce striga ea? Nu striga rău, spunea bine. Oamenii aceștia sunt slujitorii celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Numai că Pavel nu a rămas impresionat, să spună, extraordinar. Până și demonii ne laudă. Pentru că îi fac reclama azi ca să caz mâine. S-au întors și au mustrat Duhul acelor și au spus, Duh necurat, care ești în femeia asta, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, ieși afară. Și au eliberat-o. Când stăpânii au văzut că a fost eliberată și a pierdut câștigul, i-a pus mâna pe cei doi, i-a bătut, i-a chinuit, i-a torturat, i-a dat pe mâna temnicerului ca să îi păzească bine. Și temnicerul, ca să nu fie deranjat, să aibă o noapte liniștit așa, să doarmă bine, i-a băgat în camera de tortură cu picioarele în butuci, i-a legat cu lanțuri de mâini și l-a lăsat acolo ca să doarmă. Și spune Scriptura, dacă vă uitați acolo în text, pe la miezul nopții, Pavel și cu Sila, ce făceau? Se închinau, în primul rând, se închinau și cântau ce fel de cântări? De laudă. Interesant e că nu cântau triști.
Pentru că oamenii ăștia aveau bucuria asta mântuirii. Bucuria este una din roadele Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Nu cântau cântări de astea de tristețe, așa deprimante, ci greu cu Iisus pe cale, ci grei pocăința. Nu, știți ce cântau? Lauda noastră-i pentru împăratul. Nimeni nu-i ca el așa frumos. Aleluia! Lăuda să fie Domnul. Ce mare ești și nimeni nu-i ca tine, Doamne! Glorificat să fie numele Tău! Lăuda să fie numele Tău! Și toți din pușcărie, din închisoare, din temniță, nu dormeau, spune Biblia. Îi ascultau. Acum e scris în Psalmul 18 cu versetul 3. David spune acolo așa. Eu zic ceva. Ce zic? Lăudat să fie Domnul! Și se întâmplă ceva, se întâmplă o minune. Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Lăudat să fie Domnul. Domnului a plăcut laudele lor. Pentru că a acționat, a făcut un cutremur de pământ, o sărit butucii, lanțurile, absolut tot s-au deschis ușile și Dumnezeu a adus izbăvire. Pentru că cel care dă de izbăvire este Iisus Hristos. Preamărit să fie Domnul. În pofida faptului că toate ușile erau deschise, nu a fugit niciunul. S-a sculat șeful de temniță din somn. El și-a făcut un scenariu negru în cap, în mintea lui s-a gândit, dacă ușile deschise, nu mi-am făcut bine treaba, au fugit ăștia, în special cei doi care trebuiau să fie anchetați, judecați a doua zi, Pavel și cu Sila, și căutau o sabie să-și ia viața. Și Pavel strigă, să nu-ți faci niciun rău, că noi toți suntem aici, nu pleca nimeni. Unde să te duci din prezența și din mijlocul bucuriei? Că era bucurie acolo. Că restul nu erau închiși ca și Pavel și Sila pentru credință. Erau oameni răi acolo. Erau criminali, erau bandiți, erau tâlhari, oameni fără scrupule. El nu a crezut că știa pe cine are închiși. A luat o lumină, i-a numărat când a văzut că nu pleca nimeni. A înțeles că acolo s-a întâmplat o lucrare supranaturală. E o minune! Și a îngenunchiat și a strigat, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și răspunsul a venit, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. I-a luat acasă la el, spune Scriptura, și din neom a devenit om. Pentru că cel ce poate ca să transforme și să schimbe este Dumnezeu. Dumnezeu poate ca să facă din rău bine. Dintr-un om împietrit, să-l facă om cu sentimente umane. Pentru că să nu era om. Nu puteai să spui că e om. Să lași tu acolo doi oameni torturați, cu picioarele îmbutuși, să te culci, să poți dormi. Pe cum să dormi în felul ăsta când oamenii ăia sunt în felul ăsta? Că dacă ar fi un animal să știi că e chinuit și ai sentimente umane, nu-l poți lăsa ca să doarmă. Dar nu oameni. Ei, s-a plecat, le-a spălat rănele, spune Biblia, i-a îngrijit, a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui de lucrarea asta și de minunea asta și în noaptea aceea el și casa lui, toată familia lui s-au botezat, au mărturisit că Iisus Hristos este Domnul vieții lor. Și noi spunem în dimineața asta, mărit să fie Domnul. Așa că, dragilor, primul lucru pe care îl învățăm de la soare este acesta, să fim purtători de bucurie. Că dacă nu suntem purtători de bucurie, problemă, înseamnă că undeva-i bai. Știți că David era un om al bucuriei, nu? Când nu s-a mai bucurat, ceva în viața lui nu a fost bine. De-aia se roagă, pentru că a păcătuit cu Batseba și spune-l în Psalmul 51, dă-mi iarăși ce? Ce-am pierdut? Bucuria? Că viața n-are sens, cu alte cuvinte. Viața n-are sens. Dumnezeu ne-a chemat. Împărăția lui Dumnezeu este pace, neprihănire și mai ce? Bucurie în Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a chemat să ne bucurăm. Lăsați bucuria să vină, spune o cântare. Să salte, să joace pe fețe. Doamne ajută-ne! Mai sunt unii care spun... Și frate, eu am bucurie, dar în inimă, nu se vede. Nu, bucuria când o ai, trebuie să se vadă pe față.
Psalmul 67 cu versetul 1, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi ce? Fața Lui. Amin? Ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre neamuri mântuirea Ta. Ajută-ne, Doamne, și binecuvintează. A doua afirmație, al doilea lucru pe care îl învățăm de la soare și pe care vreau să-l prezint din pasajul acesta. Soarele e viteaz, nu fricos. Spune aici textul așa. Soarele se aruncă în drumul lui cu bucurie, dar nu orice fel de bucurie. Bucuria cui? A unui viteaz, nu înfrânt. Cum adică soarele viteaz? Că m-am gândit la asta. Cuvântul Domnului este încercat, nu-i la întâmplare. Cum adică soarele? De ce soarele viteaz? Pentru că soarele nu se teme de nimic, de nimeni. Cei de la NASA, dacă ați observat, din când în când mai dau câte o știre, așa, și spun, Pământul este în pericol pentru că, nu știu ce, asteroid se apropie cu viteză, nu știu ce, corp străin se apropie și unde cade, face prăpăd. Ați auzit vreodată să se dea știri de felul ăsta, un meteorit se apropie cu viteză mare de soare și soarele este în pericol? Nu există așa ceva. Pentru că tot ce se apropie de soare, ce face soarele? Arde. Elimină. Soarele nu se teme de nimeni. În asta constă vitejia soarelui. Ei, de la soare suntem provocați să învățăm și noi. Să nu ne temem de nimic. Să fim viteji. Doamne ajută-ne! Pentru că, dragilor, fricoșii n-ajung în cer. E scris în Apocalipsa 21:8, dacă se poate afișa, acolo sunt mai multe categorii care vor fi aruncate în iazul cu foc. Și prima categorie menționată sunt tocmai fricoșii. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dumnezeu nu poate să lucreze cu fricoșii. În dragostea Domnului nu este frică. Sigur, singura frică pe care trebuie să o avem este frica de Domnul. Și aici, în Psalmul 19, în versetul 9, citeau frații dimineață, frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Să ne ajute Dumnezeu numai frica asta să o avem. Dar în rest nicio frică. Când a venit pandemia, amintiți-vă ce frică era. Știți că unii nu mai veneau la adunare de frică? Am fost invitat să mă duc într-o biserică, era perioada aia 2021. Și respectivul păstor de acolo mi-a scris un mesaj, miercurea, pentru duminică, trebuia să mă duc duminică la ei, și a zis, frate Ionică, dumneata umbli mult. Și în vremea asta știi că circulă virusul ăsta și noi avem bătrâni mulți la adunare. Și nu vrem acum ca să aduci vreun virus la noi, după aceea să se întâmple ceva, să îmbolnăvească, să... Mai bine fă un test de ăsta COVID și zice, dacă ești negativ, nu ești pozitiv, vii și predici liber. Și suntem și noi împliniți și nu-i nicio emoție. Și zic, bă, frate, eu... Nu stau ca să fac teste, acum mă duc în atâtea biserici, fac test la fiecare biserică. Și eu vă mai spun ceva, dacă mă primiți și vin la voi, eu vin pozitiv, că niciodată n-am fost în viață negativ. De toată viața am fost pozitiv. Nici negativii nu prea-mi plac. Am un prieten care cântă și la acordeon și cu negative. Și am văzut, când cântă la negative, alungă tot harul. Când pune mâna pe acordeon, eram într-o biserică în Bihor. Bisericile din Bihor sunt mai înflăcărate, așa. Adică, mai expresive, așa. Și-o cântat cântarea, stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. S-a ridicat un proroc în picioare și-a avut o scurtă lucrare pentru popor.
Ne-am ridicat cu toții și ne-am rugat, cred că 50 de minute. Și i-am spus, vezi, faptul că ai cântat la acordeon, a venit așa harul, prezența lui Dumnezeu, s-a coborât și a cercetat toată adunarea. Eu nu prea iubesc negativele așa, îți spune așa artistic, știi, să te uiți, să asculți pe mașină când te duci, e fain așa. Dar când e slujbă, când e o slujbă în adunare așa, cred că ar trebui ca să cântăm în felul ăsta, pentru că orice jertfă, spunea David, trebuie să coste. Nu pot ca să aduc Domnului o jertfă fără să mă coste nimic. Trebuie să pui acolo, să pui mâna pe clape, așa, să transpiri, trebuie să pui mâna pe chitară acolo, nu? Să dai de chitară, să faci ceva, să te coste, nu să stai ca la muzeu. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne în privința asta. Ei, acum ne întoarcem. Frică de viitor, frică de război. Spunea cineva la noi când a început războiul din Ucraina. Zice, eu stau cu mașina pornită, plinul făcut, bagajele, cheia, zice, dacă cumva, zice, aud că vin dronele și se începe, eu m-am urcat și am plecat. Zice. Până la Viena nu mă opresc. Până la urma urmei, dacă e să se întâmple ceva, dacă e să se întâmple să pleci, să mori, mor și în Viena, mor oriunde, mor pe drum. Pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Dumnezeu știe ziua nașterii, când ne-am născut. Dumnezeu știe și ziua plecării. El are scenariul făcut. Lui Dumnezeu nu-i scapă nimica. De aceea, pentru ce să mă tem? Pentru ce să mă tem de ce va veni, de vremurile care vor fi, să mă tem de faliment, să mă tem de una, să mă tem de alta, să mă tem de vrăjmaș, să mă tem... În dragostea lui Dumnezeu nu este frică. Doamne ajută-ne! Cel care a scris psalmul ăsta, David, nu a scris așa să dea bine. El chiar a trăit, a experimentat asta. David a fost un om curajos. Haideți să ne amintim momentul acela în care în Israel era o situație grea, apăsătoare, pentru că Goliat de 40 de zile îi provoca pe evrei și spunea, unul dintre voi să lupte cu mine, dați-mi unul dintre voi. Ieșea de două ori pe zi, spune Scriptura, și lansa provocarea asta. Bineînțeles că pe lângă provocare îi batjocorea și pe ei, și spunea, evreilor lași, slabi sunteți, fricoși sunteți voi, n-aveți curaj să luptați cu mine. Mai grav de atât era că îl batjocorea și pe Dumnezeul lor și spunea, cum sunteți voi slabi, fricoși, lași, așa e și Dumnezeul vostru. Unde e Dumnezeul la mare și tare cu care vă făliți voi? De ce nu face nimic? O trecut atâta timp, nu schițează nimic. Spune Biblia că toți din popor, tot poporul, era plin de teamă, de frică. Când David vine și aude cuvintele astea, cuvintele de hulă, de batjocuri adresate de Goliat, el nu mai stă să analizeze, nu mai stă să cântărească, se duce exact la împărat. Spune împărate, Saule, eu nu mai pot să-l ascult pe netăiatul ăsta împrejur. Am auzit că să caut un voluntar de atâta timp. Mă duc eu să lupt cu el, că mie nu mi-e frică. S-a uitat Saul la el, l-a analizat așa, l-a scanat, zice, băi, într-adevăr ești primul și singurul voluntar. Dar tu l-ai văzut cât? Eu l-am văzut. E mare, ăsta e solid, e înarmat. Dar nu-mi pasă mie asta. Bun, dar tu nu ești soldat, nu ești deprins cu ale războiului. După cum arăți tu, văd că vii de la oi. De la oi vin. Dar pe una ca să fii la oi, să paști oile și alta la război. Și împărate, îți spun eu cum e treaba pe la stână, pe la oi. La oi mai vin și fiarele sălbatice. Vine leu, vine ursul și îmi ia câte o oaie. Că de asta vine ursul sau leu. Să ia câte o oaie din turmă. Și zice, mie nu mi-e frică. Dar ce faci? Păi alerg după fiară. Pentru că noi n-avem multe oi. Eu și-a reproșat frate-su, dacă vă amintiți Eliab. Eu zis așa, pentru... Cu cine ai lăsat-o acele puține oi?
Adică nu avem multe, noi suntem o familie săracă și dacă nu fac ceva, fiara de unde vine și găsește punctul slab, tot vine. Și îmi iau una câte pe rând și mă trezesc într-o zi că rămân păstor fără oi. Și nu vreau să rămân păstor fără oi. Dar ce faci? Păi alerg după fiara și când ajung leu fiara din urmă, îi trag oaia din gură. Mă imaginați-vă cum ascultau ăștia toți, Saul cu tot staful lui. Și dacă se împotrivește, dacă spune leu că nu-i de acord. Ce faci? Păi cum ce fac? Îl pun jos și îi rup fălcile. Mă, tu așa faci? Și viu-i Domnul că așa am făcut și cu leu și cu ursul, cu fiarele astea, tot așa am să fac și cu netăiatul ăsta împrejur. Bun. Ne-ai convins, argumentul e solid. Dar nu te putem lăsa să te duci așa. Trebuie să te echipăm. Îți dăm armătură așa. Cu ce te lupți tu? Mă gândesc că toți erau gata ca să-i dea armătura lor, numai ei să nu se ducă. Cred că strigau toți, ia-mea, că e nouă, ia. Însă Saul a zis, te duci în armătura mea. L-a îmbrăcat în zalele lui, în armătură, tot. Spune Biblia că David nu se simțea bine. Pentru că aici deschid o paranteză. Nu te poți duce la război împotriva lui Goliat, Goliatul lumii acesteia, care îl simbolizează pe Satan, îmbrăcat cu armătura altuia, te duci cu ce ai tu. Efeseni, capitolul 6. Luați toată armătura lui Dumnezeu. Mijlocul încins cu adevărul, platușa neprihănirii, scutul credinței, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe cap coiful mântuirii, sabia Duhului. Faceți în orice vreme rugăciuni prin Duhul, să ne ajute Dumnezeu. Că te duci cu ce ai, dacă ai, dacă n-ai. Și a zis David, nu, eu mă duc altfel. Eu mă duc în numele Domnului oștirilor. Aleluia! S-o dat de știre. În vremea aia erau alergători, oameni care duceau mesaje și aduceau, oameni care iuți, de picior alergau. Știți că erau unii, David știa după cum aleargă, care aduce vești bune și vești rele. Și când s-a dus alergător, au fi spus, s-a găsit unul de-a nostru, un voluntar, un candidat, după 40 de zile, un frate de-al nostru vine ca să ridice o cara să lupte. O fi spus ceilalți, dar l-ați văzut, e solid, e făcut așa, e bine clădit, inarmat așa până în dinți, are o suliță lungă de vreo 3-4 metri, dacă ăsta era mare, să poți să lupți cu el, are scut, are tot ce-i trebuie, zare pe el. Imaginați-vă când l-a văzut pe David cum vine, îmbrăcat ca un păstor, cu traista în număr, cu toiagul în băț, toiagul ăla în alta, cu o praștie. Nu știu ce-o fi gândit evreii, că nu spune Biblia, dar eu îmi imaginez așa, poate unii o fi fost neîncrezători, poate alții o fi spus, ce-o gândit împăratul, ne face ăsta de rușine. E scrisă reacția lui Goliat, Goliatul râs. Și-o spus, ce sunt câini, vii la mine cu toiac, cu pietre, crezi că așa, o să stai capul, și te mănâncă, te dau la fiarele câmpului. David spune, nu, eu stai capul. Dar cu cine tai capul? Cu bățul? Că tu vii cu toiagul. Vă imaginați câtă încredere a avut David în Dumnezeu? Care a fost încrederea lui? Că îl dărâmă jos și îi taie capul cu ce? Cu sabia lui însuși. Și a spus așa, tu vii cu suliță, cu scut împotriva mea, însă eu vin în numele Domnului oștirilor și poporul ăsta care e martor va pricepe, va înțelege că biruința o dă unul singur, Domnul oștirilor. Și noi spunem aleluia. Spunem în dimineața asta, mărit să fie Domn. Pus o piatră în praștie și când i-a dat drumul, s-a dus exact în țintă, în fruntea lui. Sigur că piatra aia a condus-o la țintă cel care poate, cel care lucrează cu precizie și acesta e Domnul Domnilor. L-a dărâmat și cu sabia lui, cum o zis, i-o tăia cap. Scrie David un psalm, după biruința asta, frumos psalm, 27. O să citesc începutul lui. Psalmul 27, care spune așa. Domnul este lumina și mântuirea mea. Întrebare.
De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei se clatină și cad. Chiar o știre de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! De cine să mă tem? Dragilor, să ne ajute Dumnezeu să fim și noi ca soarele. Să nu avem nicio frică, numai de Domnul. În rest, nu ne temem de nimic. Nu ne temem nici chiar de moarte. Pavel spune așa, pentru mine a trăi e Hristos și a muri cei? Câștig. Pentru că moartea nu mai are nicio putere. Moartea pentru cel credincios e doar un somn, atâta tot. Moartea a fost biruită, a fost dezbrăcată de putere. Există cineva care a biruit moartea și cel ce a biruit-o este Domnul Iisus. Lăuda să fie numele Lui. Care a murit, dar care a înviat și este viu în vecii vecilor. Și declar în Apocalipsa, am fost mort, dar am înviat, sunt viu în vecii vecilor și țin în mâinile mele cheile locuinței morților. Moartea e temporară. Viața are ultimul cuvânt. Lăuda să fie Domnul. Și Duhul care l-a înviat pe el, Duhul lui Dumnezeu, într-o bună zi îi va învia și pe cei care au adormit în Iisus Hristos, în Domnul. Doamne ajută-ne! Sfinții nu se tem de moarte. N-au nicio frică nici de moarte. Soră de la noi din biserică, de adunare, s-a îmbolnăvit. Țin minte că i s-a uscat un plămân și medicii, mai ales în vremea aia, că nu era medicina așa de avansată, înainte de Revoluție, nu i-a mai dat șansă de a trăi. Și-a spus, boala va continua și vine sfârșitul. Și s-a rugat înaintea Domnului și-a spus, Doamne, Tu dai zile, Tu dai viață. Și eu Te rog numai să Te îndur de mine și să-mi dai sănătate, să-mi cresc copii. Avea 9 copii. Și Domnului a plăcut rugăciunea asta, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea și și-a întins mâna și a oprit evoluția bolii. Pentru că cel care poate ca să facă lucrul ăsta este Domnul. Și-a trăit cu un plămân. Sigur, mai greu, efort pe care îl depunea. Țin minte că pe timpul ăla, având familie numeroasă, avea spăla la o mașină de asta Albalux. N-am cum să uit, că era fără capac. Era și ruginit așa. Și spăla acolo și erau friguri atunci pe la Suceava. Erau minus 25, minus 30 de grade, iarna frecvent. Era îndoit așa de muncă, de povară. Avea mâinile înghețate, așa sufla în ele, mai băga o tură. Când mânca în picioare totdeauna, să fie la copii bine. Când venea la adunare, țin minte că venea la adunare, mergea pe jos, uneori o luam o mașină. Și sufla așa greu în mașină de la căldura de afară, dar când venea în adunare, când intra și când se ruga și când striga Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeul nostru, parcă avea 4 plămâni, nu unul. Și pornea așa un foc, parcă de la ea, care cuprindea toată adunarea. Și intram în rugăciune și acum vreau să vă spun că se vede lipsa ei. Și uneori spun, noi care avem 2 plămâni, strigăm mai așa, ne rugăm mai încet. Și acum plămân ne acoperea pe toți. Într-o dimineață s-a simțit așa rău și nu mai primea aer și au zis copiii, zice, să sunăm la ambulanță, să vină salvarea. Și au spus ea, nu mai sunați la ambulanță, pentru că azi noapte mi-a vorbit Dumnezeu și mi-a zis că azi la prânz, în jur de amiază, mă duce acasă. E ziua plecării mele, au zis copiii. Și-o continuat ea și-o zis, mie nu mi-e frică de moarte, îs pregătită să-L întâlnesc pe Dumnezeu meu, n-am frică.
Ăștia boceau toți, plângeau și au spus, chemați-i aici, chemați-i, că erau și în afară plecați, dar unii erau în țară. Chemați-i aici cu nepoți, cu toți, să cântăm și să ne rugăm. Și așa au făcut, au cântat, s-au rugat și pe la prânz, nu știu, pe la 1, pe la 2, în jur de amiază, Dumnezeu a dus-o la cele veșnice. Dar au plecat fără nicio frică, pentru că sfinții, oamenii lui Dumnezeu, n-au nicio frică în afară de Domnul, frica de Domnul. În rest, nicio teamă, nici de criză, nici de boală, nici de moarte, pentru că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Să învățăm lucrul ăsta de la soare. Să mă ajute Domnul și pe mine și pe dumneavoastră. Să n-avem frică, asta soarele. Și soarele, vă mai spun ceva, soarele e curat. Adică dacă nu vine nimeni, nu se apropie nimeni de soare, că arde tot, tot așa și noi să ardem tot ce e rău, tot ce vine spre noi și să ne păstrăm curați. Doamne ajută-ne! Curați! Curat ca soarele. Pentru că vin ispite, nu? Vin tot felul de lucruri, spuneam și aseară despre, vorbim la tineri, să ne păstrăm curați într-o lume murdară. În Iacov, în capitolul 1, versetul 12, spune acolo autorul, ferice de cei care rabdă, ce rabdă? Ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Când vin gânduri rele, vin gânduri rele, fii ca soarele, păstrează-te curat. Amin? Vin ispite. Vin tot felul de ispite. Asupra ta, fii ca soarele, arde tot. Tot ce-i rău, păstrează-te curat. Romani, capitolul 12, vreau să-l citesc de aici, pentru că e un pasaj potrivit, de la versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, spunea apostolul Pavel, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Să ne ajute Dumnezeu. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Și concluzia în versetul 21, nu te lăsa birui de rău, ci birui răul prin... Asta a făcut David cu Saul. Când Saul căuta să-i facă numai rău, să ia viața, David i-a făcut, i-a răspuns la rău cu ce? Cu bine. Oamenii de lângă el îl îndemnau ca să-l omoare. Au spus, Domnul ți-l dă în mână, lasă-mă să-i dau una și gata. Și David a spus, ce-am eu cu voi a face fiii țeruie? Este-i unsul Domnului. Numai eu tăiat haina într-o împrejurare, în altă i-a luat ulciorul și sulița. Eu da bucata de haină, strigat, s-o trezi Saul și o recunoscut Saul și o zis, văd acum că ești mai bun. Dar de pocăit nu s-a pocăit. După ce a murit Saul într-o zi cu toți fiii lui, cu cei trei fii, David se ridică în picioare și are una din cele mai frumoase exprimări din Biblie, spunând, mai e cineva din casa lui Saul să mă port cu el cum? Cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne și pe noi. Cam așa trebuie să facem. Asta trebuie să învățăm, să ne păzim de... Biblia spune, feriți-vă de orice vi se pare rău. Nu că e rău, mă se pare că e rău. Să ne păstrăm curați. Hainele să-ți fie albe în orice vreme, nu? Și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Doamne ajută, Doamne binecuvintează. Trei, al treilea lucru, că timpul trece. Ce învățăm de la soare în al treilea rând? Soarele emană căldură. Dacă ați fost atenți aici, se încheie versetul 6 în felul următor. Nimic nu se ascunde de căldura lui, a cui? A soarelui.
când e soare, când nu e soare, cum e azi. Vedeți? E recoare. Dar când e soare, chiar și iarna, spune, măi, soarele-i cu dinți. Dar dacă stai în fața soarelui, cu tăți dinții lui, tot te încălzește. Ați văzut că uneori curge din streșină. Cât? Pe timpul zilei când e soare. După aia seara îngheață. Adică soarele vara are o forță de a emana căldura mai puternică, toamna, iarna mai scăzută, dar tot de căldură. Dragilor, cam așa suntem chemați noi ca să dăm căldură celor din jur, să ne încălzim unii pe alții. Undeva în Matei 24 cu 12, e un avertisment al Domnului Iisus care spune așa, și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Știți că aud pe unii care spun, ce frate, la noi în adunare e răceală. E gheață, frate, la noi. Ghețărie în adunare. Ce, nu-i nimic așa. Dar întrebarea este, tu ești soare? Tu răspândești căldură? Ce faci tu? Bun, e gheață, e ghețar. Dar te pui lângă el și îl topești. Îl topești. Era un frate într-o adunare și tot așa. Și-o propus el ca să se pună în ghețare. Oamenii care sca gheața, nu zic nimica. Nu spun nici amin, nici aleluia. Sau așa, ghețare. Slois, înghețați. Ăsta numai că era ghețar, dar și dormea așa. Mai... Când era călduț, era ca la dumneavoastră așa bănci tapițate, confort, că avem adunări faine acum, se doarme bine multe. Și ăsta dormea așa. Când îi plăcea ceva la predică, spunea predicatorul ceva mai cu har, așa, și îi plăcea lui, ăsta striga, dar striga de două ori, amin, amin, aleluia. Și îl trezea pe el, îl speria șocat, așa. Și într-o zi, băi, frate, băi, a ce strige așa tare, ce Dumnezeu n-aude? Și dacă strige așa, de mă sperii, de ce strigi de două ori? Și nu odată. Deci, băi, frate, odată strig pentru mine și odată pentru tine. Amin, așa. Nu-i păcat. Că nu-i căldură. Nu, bun, pun-te lângă el și topește gheața din el. Răspândește căldură. Că dacă nu-i căldură, unde nu-i căldură, nu-i viață. Se usucă. Țin minte că aici e vorba de căldura aia pe care o dă lumina soarelui. Aveam o floare acasă, de asta la ghiveci, pe timpul iernii, și i s-au dus frunzele jos. Și am întrebat pe soție, zic, care-i baiul cu ea, care-i treaba? O fi având ceva la rădăcină, schimbăm pământul, că mai făceam și lucruri de-astea. Și au zis, nu, zice, îi lipsește un singur lucru, ce? Căldura. Noi dacă n-ai căldură, zic, o punem lângă calorifer. Și au zis nevastă mea, nu, căldura soarelui, căldura și lumina soarelui. Ei, când am pus o floare pe timpul iernii la geam, în living, unde era multă lumină și căldură de la soare, în câteva săptămâni, floarea a prins viață. Am mugurit din nou. Ei, cam așa trebuie să fim și noi. Să încălzim pe cei din jurul nostru. Și în același timp să iluminăm. Doamne, ajută-ne! Adică să fim o sursă de lumină pentru cei de lângă noi. Nu spunea Domnul Iisus, voi sunteți sarea pământului și mai ce? Lumina lumii. Fii o lumină pentru cei de lângă tine, pentru cei din casa ta, dacă sunt nepocăiți. Fii o lumină pentru cei de la muncă, colegii de serviciu. Fii o lumină. Fii o lumină pentru oamenii din localitate, în mediul în care Dumnezeu te-a așezat. Fii o lumină. O cântare, nu știu dacă o știți dumneavoastră, care o cântă corul la noi, răspândește lumină oriunde te-ai găsi. Doamne, ajută-ne! Amin. Acum, atâta poți să faci.
Pentru că și noi trebuie ca să fim ca soarele, să emanăm, să răspândim lumina asta, să răspândim căldura asta. E multă răceală față de Dumnezeu. O înghețat relațiile, poate. Relațiile între frați. Fii soare și topește gheața. Amin? Topește gheața. Nu fii și tu un iceberg. Du-te acolo cu căldură. Du-te acolo și fă ceva, implică-te. Pune-te între ei, interpune-te acolo. Și încearcă, azi și mâine, și peste o săptămână, și peste o lună, lucrează, muncește, și într-o bună zi, gheața se topește. Că soarele topește gheața. Amin? Îndepărtează răceala. Și noi vrem ca să avem relații calde. Doamne, ajută-ne! Să ne înțelegem, că la asta ne-a chemat Domnul. Domnul ne-a chemat ca să fim o familie unită, nu așa cântăm? Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Predicam puțin aseară de Iosif, care s-a păstrat curat cu... Știți cum erau frații lui? Sloi de gheață erau. Ce-a fost Iosif pentru frații lui? Soare. I-a topit toată gheața din ei. Toată gheața. Erau așa de, ca să-ți vinzi tu fratele la străin ca pe o marfă. Trebuie să fii de gheață. Dar i-a adus până acolo încât așa a lucrat Iosif, încât a topit toată gheața. Să vedeți cum i-a adus și o simțit unul pentru altul, că la un moment dat el a făcut un test acolo, când a pus paharul lui de aur în sacul lui Beniamin. Și a trimis soldații, i-au adus înapoi, băi, v-am pus la masă, v-am primit, ați spus că sunteți oameni de treabă, băieți faini, mi-ați furat unul dintre voi paharul de aur. Păi nu noi, caută, unde-i găsești? Doar Iosif știa unde l-a pus, la Beniamin, chiar să înceapă cu el, dar a început cu ăla mai mare. O luat așa, la rând, și l-a lăsat la urmă. Când a deschis sacul lui Beniamin, a început să strălucească, să slipească paharul. Și a spus, opa, am prins hoțul. Voi sunteți liberi. Vreau să vadă ăștia tot gheața au? Îl abandonează, îl lasă și pe Beniamin, cum l-a lăsat pe Iosif? Nu a plecat unul. Nu a făcut un pas. Plecați, sunteți liberi. El rămâne. El e vinovat. El mi-a furat paharul. El plătește. Nu s-a clintit de acolo. Așa plângeau, toată gheața aia se topea. Și Iuda ia cuvântul și spune, zice, nu, Domnul meu, tu nu ne știi povestea noastră. Nu putem pleca. Noi am mai avut un frate, unul Iosif, care nu-i mai, el era bucuria lui tata, era lumina lui tata, era ca un soare. Și tata ținea la el și acum a rămas ăsta, Beniamin, dacă noi plecăm fără el, tata moare, nu mai poate trăi. Ia-mă pe mine, fă ce vrei, dar nu mai lasă-l pe el. Și atunci nu mai rezistat Iosif, o dat soldații egipteni afară și au spus, eu sunt fratele vostru Iosif. Iar s-a răcit. Zice, acum să vezi ce ne face asta. Suntem la mâna lui. El e domnule. Dar a încălzit Iosif, că era soare. Și a spus, nu vă temeți, pentru că am văzut că în toate lucrurile astea a fost planul și voia lui Dumnezeu. Dumnezeu știu ce vremuri vin, ce foamete, ce lipsă. O îngădui toate lucrurile astea ca să ajungă în Egipt, aici să nu moară oameni, să strâng grâu și să salveze și familia noastră. Că Dumnezeu e bun. Amin? Amin? Dumnezeu vrea să salveze, Dumnezeu vrea să scape, Dumnezeu vrea să îi libereze, vrea să mântuiască și noi spunem slăvit să fie Domnul. Să fim așa și noi, soare. Răspândește căldura. Amin? Amin? Du-te între ghețare acolo, unde gheață multă, du-te acolo și fii soare. Topește gheața. Și al patrulea lucru și închem. Al patrulea lucru pe care îl învățăm de la soare, zice aici Scriptura așa. Soarele își isprăvește drumul la celălalt capăt. Soarele nu se abate nici la stânga, nici la dreapta. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Are drumul lui. Stă la locul lui. Dacă soarele, că se amintea puțin în dimineața asta,
s-ar apropia un pic de pământ, știi ce ar fi cu pământul? Ar arde. Ați văzut ce căldură a fost vara asta, 42 de grade. M-am dus în Oltenia, a fost chiar mai mult. Când m-am dat jos de la climă din mașină, am simțit că iau foc în timpul amiezii pe la 2. Dacă un pic s-ar depărta, ar îngheța planeta. Însă soarele stă la locul lui. Amin. Unde l-a pus Dumnezeu? Acolo stă. Acolo stă. Adică e statornic. Știți că și noi trebuie să fim statornici? Să ne ajute Dumnezeu. Fiecare are locul lui. Fiecare are rolul lui. Unde te-a pus Dumnezeu, rămâi acolo. Rămâi acolo. Stai la locul tău. Că unde te-a pus Dumnezeu, binecuvintează. Atâta nestatornicie văd la ora actuală. Pe unii pune Dumnezeu într-un loc, se duc în altă parte. L-a pus proroc, el vrea păstor. Eu spun cineva, zice, frate, dar tu ai lucrări așa, Domnul te folosește, e fi bun și de păstor la noi la adunare. Poporul te ascultă, le mai dai câte o lucrare. Și-a plecat. Ce-a făcut? Peste 4 ani, nu știu ce, alianțe, o da jos păstorul. Îl cunosc pe omul ăla, om serios. O ieșit el. Ei, nici păstor nu a fost, dar nici proroc nu a mai fost. Pentru că Dumnezeu când te pune într-un loc, acolo te folosește. Nu te duci unde vrei tu, unde ți se pare ție că e mai bine. Rămâi la locul tău unde te-a pus Dumnezeu. Fii eficient că Dumnezeu a dat evangheliști, proroci, păstori, învățători, cine-i chemat la o slujbă, Romani 12 cu 7, aminteam și aseară, ce să facă? Să se țină de slujba lui. La ce a fost chemat Ioan Botezătorul? Să pregătească calea Domnului. S-o ținut de asta? Da. Da. Până la capăt. La final, o vrut să se asigure încă o dată, chiar dacă a avut și un moment de îndoială acolo, când și-o trimis ucenicii, întrebați-l pe Iisus, cel care botează la Iordan, el îi sau trebuie să vină altul? Și Domnul Iisus îi spun ucenicii lui Ioan așa, duceți-vă și spuneți-i, orbii văd, surzi aud, muții vorbesc, cei stăpâniți de duhuri necurate sunt eliberați, la săraci li se vestește Evanghelia. Și când a auzit răspunsul ăsta, Ioan s-a întărit, a dat la o parte orice îndoială. Și-o înțeles, e Mesia cu adevărat. O veni Mesia. Slujba mea s-a încheiat. Gata. Pot să mă duc acasă. Amin? Pavel spunea. M-am luptat lupta? Am păzit credința, mi-am isprăvit? Am încheiat aici ce mi-a dat Dumnezeu. Am fost statornic în toate. Domnul m-a chemat să vestesc Evanghelia. Un vas folositor de cinste să duc Evanghelia la neamuri, la împărați, la evrei. Și spune el, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Am terminat. Plec la Domnul. De acum așteaptă cununa neprihănirii. Doamne ajută-ne să rămânem la locul nostru statornici. Să ne isprăvim lucrarea pe care ne-ai încredințat-o. Și la final să fim răsplătiți. Dragilor, cam ăsta e cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. 4 lucruri pe care le învățăm de la soare. Doamne ajută-ne! Că trebuie să învățăm de la toate, avem de învățat, să ne ajute Domnul să învățăm, să ne le însușim, să le împlinim și Domnul să ne ajute ca să trăim așa, ca să fim o binecuvântare pentru cei de lângă noi și într-o bună zi să ajungem lângă soarele neprihănirii, lângă Domnul Iisus Hristos, unde o să fie lumină și bucurie pentru vecii vecilor. Vă invit să vă ridicați și pentru dimineața asta, pentru tot ceea ce Domnul ne-a dat prin rugăciune, prin cuvânt, prin cântare, prin tot ceea ce a fost aici, să spunem, Doamne, mulțumim frumos, rămâi cu noi și ajută-ne ca să fim și noi un soare mai mic pentru lumea asta întunecată. Amin. Ne rugăm.